Citeam în urmă cu câteva luni de zile despre o licitație a unor tablouri din Statele Unite ale Americii și uitându-mă la prețurile acelor tablouri, am rămas oarecum mirat, pentru că prețurile erau undeva între 1 milion și 4 milioane de dolari. Și am spus, îmi voi petrece încă 5 minute să citesc descrierea despre aceste tablouri. De ce sunt așa de scumpe? Și, dragii mei, vreau să vă spun că m-am uitat la primul tablou, era efectiv o apă, era un peisaj normal, un alt tablou reprezenta o priveliște de la țară. Le-am numit tablouri simple și mă gândeam, oare de ce prețul lor e atât de valoros? M-am întrebat în acea zi, cine ar putea da 4 milioane de dolari? Și în următoarele zile s-a spus că toate acele tablouri au fost vândute. În acea zi, dragii mei, vreau să vă spun că m-am întrebat dacă un tablou care reprezintă ceva priveliște normală, dar pictată frumos, poate costa 4 milioane de dolari. Oare cât costă o casă a Sfinților pictată frumos? Vă invitați la o expoziție și voi încerca să vă prezint 5 tablouri cu case ale Sfinților. M-aș bucura să te identifici într-una din ele. Și plecând de aici, să spui că asta mea vreau să fie acel tablou. Primul, al doilea, al treilea, al patrulea, al cincelea. De fapt, chiar la intrare, și pentru asta am dorit să citim din Nehemia, chiar la intrare în această expoziție, e prezentat un tablou care începe cu un zid dărâmat, dar continuă cu o altă jumătate de zid gata. Și undeva, în mijlocul tabloului, stând Nehemia, lângă Nehemia stând oameni care aveau într-o mână sulița și în altă mână mistria. Și pe tabloul acesta sunt următoarele cuvinte. Luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Amin. Stând pe bancă aici, stând pe scaun, mă gândeam la versurile care spun așa. Nu dor nici luptele pierdute, nici rănile din piept nu dor, cum dor acele brațe slute care să lupte nu mai vor. Dragii mei, vreau să vă invit astăzi să rămâneți cu imaginea acestui tablou de la intrare. Un om care în loc să-și dea concediu în Hawaii sau în insulele Maldive sau în alte locații de pe glob, vorbesc în termenii noștri ca să ducem la context actual acest pasaj, o spus împărate, eu vreau să-mi petrec concediul lângă zidurile dărâmate ale Ierusalimului. Frații și surori, avem nevoie de astfel de oameni care să lupte pentru familiile lor, pentru nevestele lor și pentru fetele lor, pentru copii. Pentru că vreau să vă spun ceva, dacă falimentăm în familie, am falimentat în toată viața noastră. De fapt, vreau să spun că biserica din Viena, biserica din Betel și fiecare biserică din țară nu e altceva decât suma familiilor din acea biserică. Uită-te la o familie, la două familii din biserică, la trei familii din biserică și îți vei da seama cum e biserica, spunea cineva. Haideți și vă invit să mergem un pic mai departe. Să lăsăm intrarea pentru cei care vor veni după noi. Și vă aduc, dragii mei, în față primul tablou din interiorul clădirii, casa lui Iosua. Un tablou al separării față de lume. Deschideți, rog, cu mine în Iosua 24 cu 15. Una dintre cele mai reușite poze ale Vechiului Testament. Iosua 24 cu 15. Și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți. Și să fac o pauză, dragii mei. Că despre mine, continuă Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. Vreau să vă descriu puțin acest tablou, pentru că acest verset poate părea simplu pentru unii. Undeva în dreapta stăteau oamenii aceia mai în vârstă care fuseseră copiii celor care muriseră în pustie.
Undeva în față erau tinerii plini de vlagă, parcă așteptând încă o poruncă a lui Iosua. Iosua, mai avem vreun război de purtat? Mai este vreun loc necucerit? Undeva în partea stângă, dacă îmi dați voie, stăteau copiii gândindu-se, oare ce o să ne spună bătrânul ăsta? Că de-abia se poate sprijini. Oare ne va ține mult? Și dragii mei, la un moment dat se ridică Iosua în picioare. Se făcu tăcere, știți din ce cauză? Pentru că doar el și Caleb, din 600.000 de bărbați și încă 100.000 de femei și de copii, erau singurii care au văzut Canaanul. Și dragii mei, tăcerea aceea care se făcu în jur nu era o tăcere a respectului neapărat, ci o tăcere a mărturiei. Și când s-a ridicat Iosua în picioare, parcă îl văd făcu un semn către soția lui, către copii, și când ajunseră lângă el, parcă îl văd întinzând mâinile și spunând așa: alegeți astăzi cui vreți să slujiți, cât despre mine. Și parcă strânse mâna soției și a copiilor: eu și casa mea vom sluji Domnului. Dragii mei, frați și surori, vreau să vă spun ceva. Foarte mulți lideri din România ar fi întrebat mai întâi poate poporul, pentru că ar fi spus așa: dacă poporul nu mai slujește Domnului, eu ce o să fac? O să rămân singur? Dar Iosua a zis așa: înainte să-mi dați voi răspunsul, vă dau eu răspunsul. Vreau să fiți atenți, Iosua nu și-a întrebat copiii, așa e cum spun eu, nu. Pentru că așa mărturie a avut Iosua în casa lui, încât copiii, fetele, băieții, nu știu ce au avut, nu știu câți au avut, nici soția, nu știu cum a fost acolo, acel moment. Dar toți, dragii mei, au confirmat, de la îmbrăcăminte până la privire, până la credință, până la gândire, au confirmat că ceea ce spunea tata era o realitate. Dragii mei, dați-mi voie să trec de acest punct, nu înainte de a vă spune următorul lucru. Nu e mare lucru să ieși din Egipt, ci e mare lucru să ajungi în Canaan. Încălțămintele lor nu s-au stricat. Erau mai bune decât Adidas de firmă din Viena, pentru că au purtat de grijă de ele, de acele încălțăminte și de hainele acelea Dumnezeu. Dar atenție, paradox. Încălțămintele nu s-au stricat, hainele nu s-au rupt. Și oamenii aceia, mulți dintre ei au murit. Și Iosua și Caleb au intrat în Canaan. Fraților lor, îl văd pe Iosua un om care s-a separat de orice influența lumii. Nu a mers cu valul. Frate, dar și el face, și ea face, și el, și X, și Y. Nu, nu, nu. Iosua a spus: eu am verticalitate, integritate, se vorbea ieri la tineret aici. Dragii mei, mă rog pentru familiile din Viena, în momentul când cineva vă va picta casa, să vă poată picta în așa fel încât când se va uita cineva la tabloul vostru să exclame: modestie, smerenie, sinceritate, evlavie, credincioșie. Amin. Trec mai departe și vă invit să vedem al doilea tablou, Ieremia 35. Casa Recabiților, un tablou al ascultării. Du-te la casa Recabiților, versetul 2, vorbește cu ei și adu-i în casa Domnului în una din chilii și dă-le să bea vin. Versetul 5. Am pus înaintea fiilor casei Recabiților niște vase pline cu vin și pahare și le-am zis: beți vin. Dragii mei, nu știu ce aș fi făcut eu în locul acelor oameni. Când lângă tine se fac case și tu îți faci și tu casă, e ceva normal, e ușor, nu? Dar când lângă tine se fac case și tu trăiești în corturi, e extrem de greu. Parcă-i văd pe ceilalți din Ierusalim adresându-se acelor copii ale Recabiților: auziți, iară voi înguștii, iară voi cu pocăința asta voastră, iară voi sfinții. Și parcă vă păregabiți plecând capul jos și zicând, poate în gând, noi ascultăm de tata. Și dragii mei, într-una din zile se întâmplă ceva extraordinar. Cel mai recunoscut proroc din țară, atenție, cel mai recunoscut proroc din țară al acelor vremuri, îi cheamă pe Recabiți. Și vreau să subliniez ceva aici. Nu-i pune să-și facă case, că și aia era tot neascultare. E mai ușor să bei vin decât să-ți faci casă. Și dragii mei, parcă vă pe Recabiți, ascultând prorocia,
Dar nu zis amin. Nu zis amin. Tu și ar fi făcut majoritatea poate tinerilor din România, poate din Austria, vorbesc poate și pe dreptul meu, aș fi zis așa, în sfârșit, uite, da, tatăl a fost greșit, uite prorocul, Domnul ne-a vorbit. N-ați văzut? Așa au zis, dragii mei. O zis Ieremia, îi fi tu cel mai bun proroc, dar legea tatălui nostru rămâne lege. Dragii mei, vreau să spun ceva, Dumnezeu nu a apreciat neapărat că acei tineri n-au băut vin. Nu, nu, nu. Dumnezeu a apreciat ascultarea lor și a spus, nu mai am timp să citesc, dar i-a spus lui Ieremia, Ieremia, durerea care o port în inimă e că niște copii ascultă de tată firesc și Israelul, copiii mei, n-ascultă de tatăl lor duhovnicesc și durerea asta o port în inimă. Vreau să fac o paranteză pentru tineri. Dumnezeu te va încerca în lucrurile mici înainte ca să te pună peste lucruri mari. Era mai ușor să calci porunca tatălui bând vin decât să faci o casă. Și dați-mi voie să citesc, pentru că făgăduințele Domnului sunt minunate, Ieremia 35, ultimul verset. Pentru aceasta, așa vorbește Domnul, versetul 19, Dumnezeul lui Israel, Ionadab, fiul lui Recab, nu va fi lipsit niciodată de urmaș care să stea înaintea mea. Și vreau să vă dau o veste bună. În Ierihon astăzi sunt urmași ai recabiților. Știți din ce cauză? Pentru că Dumnezeu răsplătește ascultarea. Dragul meu tânăr, nu-ți permite să trântești ușa la 18 ani în fața tatălui tău și zicând așa, lasă-mă cu pocăința ta, pentru că în momentul ăla trântești ușa binecuvântării. Dragă tânără, cu tot respectul spun, nu-ți permite să-i spui mamei tale, lasă-mă că știu eu, lasă-mă cu gândurile voastre și cu ideile voastre. Dragii mei, într-o zi veți fi în fața acestui amvon și veți vrea ca frații păstori să-și pună mâinile pentru binecuvântarea voastră. Și unui frate păstor de la noi din biserică, Dumnezeu îi spunea așa prin prorocie, vor veni la tine tineri care vor poza sfinți. Vor poza oameni curați, oameni care au ascultat. Nu te grăbi să-ți pui mâinile peste ei, că nu sunt așa. Dragii mei, în ziua când am îngenunchiat la altar împreună cu soția, nu vă spun cerințele, dar tatăl meu a avut două cerințe. Nu vă spun care sunt. Dar i-am spus soției mele, 24 de ani, i-am ascultat părinții în toate lucrurile. Nu ai vrea să ascultăm și la aceste două privințe? Trebuia să mergem un pic chiar și împotriva curentului din unele situații de la nuntă. Nu ne-a fost ușor. Dacă ne-am îngenunchiat în fața altarului și păstorii și-au pus mâinile peste noi, am simțit acel fior, dragii mei, care nu l-aș da pe nimic. Acel fior care parcă consimțește binecuvântarea și o sfințește. O doresc la fel pentru voi. Pentru că, dragii mei, puteți face cele mai frumoase, să le aveți cele mai frumoase flori aici. Să închiriați cei mai frumoși oameni care, poate cei mai profesioniști cameramani. Ceea ce contează în momentele limită din viață, știți ce e? Nu ceea ce spun oamenii despre tine. Apropo, m-am dus la fratele Eugen Micurescu și l-am întrebat, frate Eugen, ce părere aveți despre fata cu care vorbesc? Știți ce mi-am dorit? Să nu plece capul în momentele alea. Să nu roșească. S-a uitat la mine și a zis așa, Cristi, cu toată încrederea spun, poți să mergi înainte că e o familie binecuvântată. Dragul meu, dacă vei vrea să rămâi în ascultare, nu va trebui păstorul să roșească când îl vei întreba despre viitorul tău partener din viață. Vreau să le spun celor necăsătoriți că viața e mai mult decât I love you și după ziua anunții urmează și problemele și încercările și vei dori că atunci când îi spui soției tale hai să luăm o zi de post, ea să nu zică auzi, dar eu nici am auzit de post până acum și să zică vreau să luăm o zi de post. Îți vei dori ca soția ta să fie o mamă în familie, Proverbe 31. Și faptele ei s-o laudă la porțile cetății. Al doilea tablou, nu uitați, tabloul ascultării. Trec mai departe. Fapte 12 cu 12, Casa Mariei, un tablou al rugăciunii. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre Casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. Dragii mei, e ușor să spui casa ta la îndemâna Domnului când e vreme de libertate,
Când frații te apreciază, poate te binecuvintează pentru ceea ce faci. Dar de atât de greu să faci ceea ce a făcut Maria. Într-o vreme a persecuției, într-o vreme a problemelor, să spui așa către apostoli, în casa mea, când veți veni, veți găsi Biblia pe masă, fac o paranteză, mi-aduc aminte de o familie pe care păstorul i-a sunat și le-a spus, vin în vizită la voi în următoarele ore. Și după ce a pus receptorul jos, soția a spus către soț, caută Biblia să punem pe masă, că vine păstorul. Și soția zicea, dar nu găsesc Biblia. Maria nu a fost așa, Maria a spus așa, la mine în casă veți găsi legea Domnului și rugăciune. M-am întrebat, oare ce s-a întâmplat cu Marcu, copilul Mariei? Fapte 12 cu 25. Să vedeți ce se întâmplă cu copiii care cresc în spiritul rugăciunii. Fapte 12 cu 25. Barnaba și Saul, după ce și-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim luând cu ei pe Ioan, zis și Marcu. Când au mers pe acolo, Barnaba, Saul și ceilalți apostoli au zis, măi, aici e o casă extraordinară. Aici sunt oameni ai rugăciuni, ia să luăm cu noi pe Marcu în misiune. 1 Petru 5 cu 13, nu mai deschid, știți cum îl menționează Petru la bătrânețe? Istoria bisericii confirmă că Petru, în ultimii ani din viață, l-a avut aproape pe Marcu. Știți cum îl numește în 1 Petru 5 cu 13 Petru pe Marcu? Fiul meu. Mai târziu, istoria bisericii confirmă că acest fiu al Mariei a scris cartea Marcu la relatarea lui Petru. Dragii mei, vreau să vă întreb cu sinceritate dacă la dumneavoastră în casă mai sunt încă rugăciuni. Mi-e greu să spun, dar o spun poate ca un semnal de trezire. Citeam mărturia unei tinere pe Resurse Creștine și spunea așa, am 24 de ani și tatăl meu slujește în biserică și în 24 de ani nu ne-am rugat odată cu familia acasă. Eu cred că în biserica din Viena nu există așa ceva. Personal, mai aduc aminte că atunci când eram la părinți acasă, nu au trecut o zi în care tatăl să nu zică, haide să facem o rugăciune împreună. Era ora 3-4 noaptea și eram trezit la un moment dat, pentru că în a treia cameră, în primile două stăteam noi copii și în a treia cameră stăteau părinții mei. Undeva la 3-4 noapte se sculau și se rugau. Dragii mei, am spus-o și vineri aici, când eram la liceu și mergeam să-mi iau pachetul cu mâncare din bucătărie, tatăl meu era sculat cu o oră mai devreme în cealaltă cameră și se ruga să-i fie băieții cu minți, cum spune poezia. Vrei să ai succes în viață? Vrei să ai binecuvântare în viață? Fă din casa ta o casă a rugăciunii. După ce Abraham Lincoln a ajuns președinte, a spus așa, tot ceea ce sunt în viață îi datorez mamei mele și rugăciunilor ei. Mi-aduc aminte și spuneam azi dimineață într-o altă biserică, când cineva a schimbat mocheta la o biserică de la țară, după 10 de ani, a spus și au votat și au spus că vom schimba mocheta. Au dat-o la o parte și cu stupoare au descoperit că în dușumele, erau urmele genunchilor bătrânilor. S-au întrebat mereu de ce au mers biserica bine 10 de ani. Și în dușumele au descoperit urmele genunchilor. Dragile, dragi surori, dragi tineri care sunteți aici, dacă vă doriți binecuvântare în viață, vă provoc și vă doresc ca covorul de lângă pat să fie mai bătătorit decât cel din fața oglinzii. Și pentru băieți vreau să vă spun, dacă vă doriți binecuvântare în viață și vreți să fiți oameni ai rugăciunii, apropo, fac o paranteză, după ce te căsătorești, s-ar putea la un moment limită din viață prorocul să aibă telefonul închis și păstorul să fie poate culcat. Și ai nevoie, dragul meu, ai nevoie, poate ca soră, nu de cel mai, poate cel mai stilat tânăr din biserică, cel mai care știe să impresioneze pe toate fetele, nu. Ai nevoie de un tânăr care să ia copilul în brațe în momente limită și în miez de noapte, auzea mărturia unui frate diacon, să le duce sus și să zică, tată, și din cer să se zică, iată-mă. Dragii mei, vă doresc să creșteți într-o casă a rugăciunii. Când m-am căsătorit, n-am dus din casa noastră 1.000 de euro, n-am dus mașină, ultimul model, nici casă gata făcută. Dar când am terminat anii de viață, 24 de ani în familia mea,
Știți ce am dus mai departe? Acea pocăință sinceră care se găsește în lacrimi, care se găsește în smerenie și în umilință și în care rugăciunea împlinită cu postul dau biruințe mari. Vă doresc la fel și Dumnezeu să vă ajute. În al patrulea rând, al patrulea tablou și vreau să merg mai repede, 2 Timotei 1:16, deschideți vă rog cu mine, se spune că pentru un predicator cel mai frumos zgomot din biserică e răsfoitul Bibliei. 2 Timotei 1:16. Domnul să-și verse îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-am mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când a fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și m-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Al patrulea tablou, casa lui Onisifor, un tablou al mângâierii. Dragii mei, dacă ai fi trăit în acele vremuri și ai fi fost poate înfrânt din cauza unui faliment financiar, poate cineva ți-ar fi spus o vorbă urâtă, dacă ai fi intrat în casa lui Onisifor, vreau să spun ceva, la plecare ai fi fost altul. Dacă veneai în lanțuri, spune Pavel, nu-i fă rușine de lanțurile mele. Nu-i fă rușine că atunci când m-au primit, eu aveam urme de lanțuri pe picioare. Nu-i fă rușine la Onisifor. Altul te-ar fi trimis la plimbare, nu? Că n-ai avut costumul frumos, poate n-ai fost îmbrăcat elegant. Dar la Onisifor au zis Pavel, nu-i fă rușine de mine. Dragii mei, dacă cumva erai în spitalul din Roma și Onisifor avea drum prin spitalul din Roma, știi ce făcea Onisifor? Mergea să te caute. Casa lui Onisifor a fost o casă a mângâierii. Și spune în versetul 18, Pavel, Domnul îi va arăta milă și va avea parte de milă pentru că și el la rândul lui a avut milă, a avut mângâiere. Dragii mei, stau și mă întreb astăzi dacă înainte de a vă servi musafirii cu un pahar de suc sau un pahar de apă minerală, îi serviți cu o vorbă bună de mângâiere? Am întâlnit cazuri grave de-a lungul anilor în care am umblat cu frați păstori, cu frați slujitori din biserică. Am întâlnit mame care au fost în momente grele și în loc de o vorbă de mângâiere a primit un telefon în care se spunea, las că știu eu de ce e așa. Dragii mei, mi-aș dori foarte mult, atât în biserica noastră din Betel, cât și în Viena, să fie o casă a mângâierii, să se găsească casa a mângâierii, să știi, măi, în seara asta, sâmbătă seara, poate îs falimentar, poate sunt supărat, poate sunt deprimat, dar știu o casă unde pot să bat și unde mă vor primi cu zâmbet, cu rugăciune și cu mângâiere și când voi pleca de aici, voi fi altul. Domnul să facă în Viena să fie astfel de familie și eu simt singur că Dumnezeu va face asta. Și în ultimul rând, dragii mei, mai există un tablou care n-aș vrea să-l pierdeți din vedere. De obicei când vizităm un muzeu, de obicei când vizităm poate o expoziție, parcă ne-am obișnuit cu tablourile și la ultimile zicem, ok, hai să mergem mai repede. Dar mai este un tablou care v-aș ruga să nu-l ignorați. 1 Corinteni 16:15. Încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Stefana, știți că ea este cel dintâi rod al Hahaiei și că s-a pus cu totul în donațiile sfinților? Nu. S-a pus cu totul în slujba sfinților și voi numi acest tablou, casa lui Stefana, un tablou al slujirii. Dragii mei, Stefana era o femeie care sluja sfinților, era întâmpinat cu ospitalitate, cu o împlinire a tuturor nevoilor când intra în casa ei. Mi-aduc aminte ce spunea poezia, căci mulți au stat cu el la mese, dar prea puțini au tras la joc. Dragii mei, frați și surori, spune Pavel în versetul 18 că Stefana mi-a răcorit Duhul. Dacă îl vedeai pe Pavel satisfăcut, nu era satisfăcut pentru că o ieși predica frumos, neapărat. Nu era poate neapărat satisfăcut pentru alte motive, ci spune în versetul 18, mi-am înviorat Duhul pentru că Stefana mi-a slujit. Dragii mei, m-am uitat la Nemia și revin la Nemia. Nemia e omul care a schimbat paharul cu mistria. Să nu uitați expresia asta. Nemia e omul care a schimbat confortul cu slujirea. M-am gândit foarte mult. În capitolul 1 se spune despre Nemia că o postit, s-a rugat și o plâns. Și am spus, Doamne, ca penticostal, nu-i de ajuns să facem lucrurile astea?
Puteți să zică, Nemi, auzi, postul la care sunt eu astăzi e un post la care foarte greu se prinde un loc cu CV-ul. E un post care cere multă muncă, cere multă îndemânare, cere o deosebită manieră de a pune paharul, de a veni, de a intra. Nu pot să mă duc, scuzați-mă. Dar uite aici ceva bani, Domnul să vă binecuvinteze, o să mă rog pentru voi. N-auzim noi foarte des lucrul ăsta. O să mă rog pentru tine, frate. Dragii mei, spune că în versetul 2 din capitolul 2 spune că Nemia pentru prima dată a fost trist. Știți din ce cauză? Nu pentru că trebuia să plece, ci pentru că se gândea oare cum ar putea să plece. Și Nemia au plecat de la confort la slujire. Vreau să vă rețin atenția, în ultimele două capitole, de 5 ori, Nemia spune așa: adu-ți aminte de mine spre bine, Dumnezeule. Doar un om, doar o casă care e un tablou al slujirii poate spune asta în viață. S-a întors Ezechia după prorocia lui Isaia la perete și s-a rugat câteva minute cu lacrimi. Știți cât o valora rugăciunea aia? 15 ani de viață. O, cum nu ne-a mai rugat noi, nu? Să dea Domnul 15 ani că te rogi câteva minute. Dragii mei, vreau să vă spun că mulți vor manta a puterii, dar prea puțin vor șterga rostul slujirii. Mulți vor manta a puterii, dar prea puțin vor șterga rostul slujirii. Am fost într-o misiune cu acel frate de la Timișoara care nu are mâini. E un caz extraordinar, excepțional pentru cei necăsătoriți. Și când s-a terminat acea misiune, am văzut cum soția lui hrănea și copilul care era cu ei și îl hrănea și pe el. Soția avea mâini, avea picioare, el n-avea mâini. M-am gândit, dragii mei, și am plâns, am mers plângând spre casă în acea zi și am zis, ce câștigă oare această fată din căsătoria asta? În afară de slujire, mai este ceva ce câștigă? Nimic. Nimic. Și am zis, Doamne, eu am mâini și mi-e greu să-l ridic spre cer. Mi-e greu să stau poate jos în genunchi și să-mi ridic mâinile, cum spune despre preoți adevărați în casă. Frate și surori, vreau să vă întreb astăzi, e aici pictorul care pictează cel mai bine. Ne-a pictat în așa fel încât ne-a făcut după chipul și asemănarea lui și spunea toți, dacă scoți din nou în păcatul, îți rămâne chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar păcatul ne-a alterat, dar el ne-a pictat frumos. Și pictorul cel mare e aici, spunea acea cântare, imponderabilitate, pictorul cel mare și ilustru, el ne-a dat culorile și gustul. Dar dragul meu, dacă, și m-am întrebat în partea familiei mele și te rog să întreb și tu, dacă acest pictor va trebui să picteze astăzi ție un tablou, să zic că familia asta va intra în istorie de astăzi, se va închide dosarul acestei familii, oare cum va ieși tabloul acesta pentru tine? Oare cum va fi tabloul acesta pentru mine? Vreau să spun că dacă te-ai axat foarte mult pe cele materiale, va fi un tablou în care va surprinde termopanele, poate zugrăveala în V de la casă, poate va surprinde candelabrele frumoase. Dar m-aș bucura dacă va picta tabloul celor din Viena, să surprindă o familie la rugăciune, să surprindă o familie care au ștergarul slujirii în mâini, să surprindă, dragii mei, o familie care stă în post pentru o altă familie din biserică. Știți de ce sunt scumpe tablourile astea? Pentru că sunt rare. Pentru că sunt rare. Dragii mei, permiteți-mi să închei, să mă apropii de încheiere cu cazul Suzanei Wesley. A avut 19 copii, dar 9 i-au murit la câtva timp după naștere din diferite motive și a rămas cu 10 copii. Și probabil că veți gândi, cine știe cum a falimentat familia asta? N-ai avut timp, atâția copii, cum să te ocupi de atâția copii? Au rămas în viață 10 copii și toți au învățat latina și greaca pe lângă limba lor maternă, engleza. Au fost 7 fete și 3 băieți, toți 3 băieți au absolvit Oxfordul. Știți ce făcea mama aceasta în fiecare zi? În fiecare zi luau un copil și stătea o oră cu el în cameră la rugăciune, la studierea Bibliei. Și tot în altă zi avea alt copil cu care făcea lucrul ăsta. Nu-i un tablou frumos? Această femeie a scris și meditații la psalmi, la cele 10 porunci. Avea în fiecare zi, nu numai ora aceea cu acel copil, avea în fiecare zi și timp devoțional și dimineața și seara cu copiii. John, acel băiat, John Wesley, care a ajuns vestit, când a fost întrebat la 6-7 ani,
ce crede el despre căsătorie, spunea așa: eu nu o să mă căsătoresc niciodată pentru că nu o să găsesc o soție așa cum are tatăl meu. Așa se ia în un copil. Noi spunem că copiii nu știu multe. Dragii mei, John și Charles au întemeiat mișcarea metodistă. Și multe dintre principiile mișcării metodiste au fost luate de la mama. Dragii mei, vreau să spun ceva. Timpul trece și dacă copiii tăi adorm cu telecomanda pe canapia obosiți, pentru că n-au avut timp să vorbească cu tine, și timpul trece și dacă au dormit cu brațul mamei după gâtul lor și cu acea povestire despre Estera, o împărăteasă fără voia ei, cu povestirile despre Timotei, despre Iosif, timpul oricum trece. Timpul a trecut și pentru Avram și pentru Lot, dar contează cum trece. Lot a ieșit și cea care i-a spusese în ziua căsătoriei: te voi proteja și te voi ocruti toată viața, o rămas în spate. Și Lot a plecat mai departe. Și Avram coboară de pe Moria și ajungând jos s-a adeverit ceea ce a spus: noi vom veni înapoi împreună. Doamne, mai mult decât apă și pâine, mă rog și eu pentru casa mea de azi și de mâine, pentru ai mei care sunt, pentru ai mei care vor veni, pentru că știu că nu departe, acolo într-o zi mă vei întreba și pe tine ca preot în casă te va întreba Dumnezeu: unde ți este casa pe care ți-am încredințat-o? Iar eu vreau să-ți răspund: Doamne, iată-o și Tu să-i treci pe toți la dreapta Ta. Așa adesea mă surprind plângând de bucurie că am ajuns financiar foarte remarcat în Viena sau în Arad. Nu. Așa adesea mă surprind plângând de bucurie că sunt în minată Ta împărăție și casa mea acolo lângă Tine. Bunicii cu înțelepciunea lor despre ce-i bine tata, cel care a fost cu truda pe pământ, și mama și copiii toți sunt. De un singur lucru m-aș tulbura, continua poetul, că îmi va lipsi de acolo cineva. De aceea în fiecare duminică? Nu. De aceea în fiecare seară și în fiecare zi îi strâng pe toți și fac mănânc de bucurii. Cu îngerii fac prieteni și trec pe toți din stea în stea. Ascultă, Doamne, ruga mea și mută în ceruri toată casa mea. Frați și surori, vreau să vă spun că vor fi momente când copiii ne vor fi plecați. Și am fost plecat la Facultatea Politehnică din Timișoara, dar n-am plecat pentru că atunci când am fost în clasa a patra am plecat la mare cu gândul că voi fi rebelul familiei. Și Dumnezeu mi-a dat întâlnire sub apă la 12 ani și m-am întors acasă cu alt gând. Și când am plecat în Timișoara, am plecat cu gândul că mă voi păstra curat. Și într-o zi copiii tăi vor pleca departe de casă și știți când se vede adevăratul caracter al unui om? Atunci când e singur. Adevăratul caracter al unui băiat se vede atunci când părinții poate deja dorm și el stă în fața monitorului, cu monitorul deschis și cu Biblia închisă sau cu monitorul închis și Biblia deschisă. Dragii mei, închei cu aceste patru gânduri despre patru oameni plecați departe de casă. 1. Departe de casă, dar aproape de rug, Moise. 2. Departe de casă, dar cu minunile lui Dumnezeu în inimă, fata care a mers la Naaman. Departe de casă, dar cu Dumnezeu în cuptor, cei trei tineri. Departe de casă, dar aproape de cer, Enoch. Frați și surori, la Cernăuți, în al doilea război mondial, unul din ofițerii de acolo a avut o idee la un moment dat și a adunat pe toți soldații de acolo și a spus așa: toți cei care-s pocăiți să facă un pas în față. S-a făcut liniște. Și la un moment dat, primul soldat a îndrăsnit să facă un pas în față, un pas al mărturiei. Și a urmat după el încă 299 și au fost 300 de tineri care la Cernăuți au făcut un pas în față. Dragii mei, ofițerul le-a spus așa: sunteți departe de familie, nu vă vede nimeni, dar ați avut curajul să mărturisiți că sunteți pocăiți, pentru aia vă rog să vă încolonați și veți fi duși în pădurea care e la câțiva kilometri de aici și veți fi împușcați, pentru că noi nu avem nevoie de pocăiți în război. I-a încolonat pe toți
Și era primăvara afară și în timp ce mergeau spre locul de execuție, ofițerul se apropia de copaci și rupea flori și în bajocuri le arunca și spunea: astea pentru mormântul vostru, în loc de coroane. Au ajuns și au fost încolonați și unul dintre ei a spus: domnule ofițer, înainte să ne împușcați, dați-ne voie să cântăm o cântare. Și au început și au cântat cântarea aceea, o cântare foarte veche, nu se mai știe aici probabil: Domnul ne-a trimis la luptă, noi vom merge bucuroși. Nu știu cum este, e frumos când se aude pianul în spate sau când se aude fanfara în spate sau orchestra. Dar nu știu cum e să cânți când se încarcă puștile lângă tine. Nu știu cum e. Nu știu cum e să cânți când ai picioarele în butuci. Poate nici gama n-a ști să o iau. Și când erau la ultima strofă, pe un cal alb, a venit un alt ofițer și exact în momentul când puștile erau pregătite să fie îndreptate pentru execuție, ofițerul acesta avea o batistă albă și o flutura în vânt și a spus: opriți execuția, acești tineri vor fi trimiși în Siberia. Au fost trimiși în Siberia și mulți dintre ei, cum scrie în cartea Mesagerul 50.000, vă recomand. Face bine în loc de Facebook și Messenger, face extraordinar de bine. Vă recomand și cartea Omul Ceresc. Și Mesagerul 50.000, dragii mei, se vorbește despre acei oameni care au murit împușcați în Siberia, minus 40 de grade, minus 50 de grade. Dragii mei, m-am întrebat și vă întreb în încheiere, oare ce familie au avut acești copii, acești tineri, că aveau 19 ani? Aveau 20 de ani, oare ce familie ar fi avut? Fraților, vreau să facem o rugăciune, n-am ținut permisiunea fraților, dar simt că trebuie să facem asta. Nu o să vă rog să vă rugați pentru familiile slujitorilor, deși și ei au nevoie de rugăciune enormă de multă. Dar vă rog să vă rugați pentru fiecare, pentru familia voastră. Am acasă o fetiță de 6 luni și în același timp când soția mea a născut, o altă femeie de deasupra care nu-i pocăită a născut și ea. Și uneori o iau în brațe pe fetița mea și cânt cântarea Am o inimă micuță și am dat-o lui Iisus. Și trec câteva ore și la etajul deasupra noastră începe altă cântare, Un elefant se legă în cântări din lume. Dragii mei, întâlnirea cu Iisus separă lumea în două. Calvarul separă lumea în două și întâlnirea voastră cu Iisus vă vor separa poate de vecinii voștri pentru toată viața. Știți ce îmi doresc când fata mea va pleca din casă? Să zic așa: vreau să fiu ca tata. Pentru că, dragii mei, copiii noștri ne cer să se uită la filme și poate nu-i lăsăm, și bine că nu-i lăsăm, și poate scapă și zic: vreau să fiu ca ăla din film, vreau să fiu ca ăla de acolo, vreau să fiu ca aia din revistă. Dar, dragii mei, avem nevoie de o biserică în care copiii și tinerii să zică: vreau să fiu ca tata, vreau să fiu ca mama. Nu vă doriți asta pentru voi și pentru copiii voștri? Cineva m-a întrebat în urmă cu câteva săptămâni: Cristi, ce mai faci, cum ești, cum e familia ta? Și a spus: nu fac nimic altceva decât să mă apropii de cer. Pentru că gongul istoriei, dragii mei, bate încheiere și vremea despre care se spunea, dragii mei, se va sfârși. Și va trebui să dăm socoteală pentru credința noastră. Și, dragii mei, în ziua aceea știți ce va conta? Tu și familia ta. De aceea, dragii mei, haideți să ne ridicăm în picioare și pentru noi și pentru familiile noastre, cum spunea Nemia, să luptăm. Dar nu să luptăm, dragii mei, cum luptau alții cu pumnul în vânt, ci să luptăm, dragii mei, făcând urme, poate în dușumeaua de acasă, poate lăsând în urmă, dragii mei, zile de post. Și vreau să vă spun că într-un final, când se va citi catalogul din cer de către marele profesor, vei dori să-ți auzi numele tău și al familiei tale. Și eu cred că Dumnezeu va face asta. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să ne rugăm și Dumnezeu să ne asculte. Amin.